așteaptă, mă mărit numai odată. Bună seara, Roxana, ce faci, draga noastră, cum ești? Bună seara și bine v-am regăsit și mă bucur să fiu din nou alături de voi aici. Cum să fiu? Sunt bine, aștept să vă împărtășesc tot felul de vești interesante, pentru că despre asta e vorba, de fapt, în luna octombrie, despre surpriza lunii octombrie. Nu este acest ciclon care a fost inventat, de mult, numele a fost inventat, că el e de mult, din ce am înțeles. Mama mea e profesor geografie și la fel mi-a zis de dimineață, nu înțeleg de unde e numele acestui ciclon. El a existat dintotdeauna, există anumiți curenți, există anumite modalități prin care funcționează curenții pe această planetă, creează, da, din când în când tot felul de evenimente, dar este ceva normal acest, nu este nimic ieșit în comun. Că i-au dat un nume, că nu i-au dat, e aceeași mărie cu altă părărie care era și în alte toamne. Dar, după cum vezi, media nu știe ce să mai facă să terorizeze oameni și asta este un pic trist. Foarte trist. Chiar asta mă gândeam și eu, Roxana, sincer, câți oameni, Doamne ferește, că nu-mi doresc să se întâmple așa, dar câți au făcut cu inima, gândindu-se, poate chiar au și decedat unii, că n-ai de unde să știi, Doamne ferește, gândindu-se că cine știe ce vine peste ei și le ia casele și munca de o viață, că până la urmă despre asta e vorba. Nu se poate. Da, știu că sunt anumite zone care sunt mai predispuse și care au odată la ceva în tot felul de încercări și asta este trist. Dar asta nu înseamnă că de acum toată Europa e luată cu asalt de această furtună. În fine, ideea e că noi am discutat asta încă de acum și de luna trecută și de acum două luni, tot avertizam de anumite lucruri, dar în același timp ziceam în emisiunile tale tot timpul, aveți grijă la ce e adevărat și la ce nu e adevărat, pentru că se tinde o foarte mare exagerare. Noi aici, în emisiunea lui Jessie, încercăm să vă prevenim tot timpul dinainte. Deja, cred că avem aproape un an sau cine știe de când lucrăm. Și tot timpul, dacă vă uitați și în trecut în emisiunile noastre, ce am făcut aici a rămas cumva literă la ce s-a întâmplat pe viitor. Astrologia pe care o practic eu este cea vedică, este diferită de cea europeană, pentru că noi folosim adevărata poziție a planetelor pe cer. Nu mă credeți pe cuvânt, întrebați asta, uitați-vă toate aplicațiile, veți vedea că Jupiter acum e în Taur și veți vedea poziția adevărată a planetelor. Așa, zim, Jessie, cu ce începem? Cu aspectele generale? Cu aspectele generale pentru luna octombrie și dacă mai ai ceva de menționat pe următoarea perioadă la care ar trebui să fim atenți. Și după aia vorbim și despre zodii și, bineînțeles, de la jumătatea emisiunii luăm și întrebările ascultătorilor. Hai să pur ceva. Deci nu uitați între timp, trimiteți lui Jessie mesajele cu data voastră de naștere, locul, ora, dacă o știți sau nu menționați și o întrebare la subiect. Nu avem timp să răspundem la întrebări foarte generale. Compatibilitatea ține de două hărți, nu ține de una, trebuie să luați în calcul când puneți această întrebare. În rest, Roxana Lușneac Cioriceanu este pagina mea de Facebook, dacă vreți acolo consultații personale în care să discutăm doar despre harta voastră. O oră, două ore, depinde de planul pe care îți alegeți, dar aici facem gratuit pentru întrebările și care vă frământă cel mai tare și pentru oamenii care nu își permit o astrologramă personalizată. Așa, vorbim despre eclipsa anului Doamne, eclipsa lunii octombrie, care este ultima principală, eclipsa de soare de pe 2 octombrie, se întâmplă la lună nouă, vine în conjuncție foarte interesantă cu nodul sud, deci vin împreună nodul sud, Soarele, Luna și Mercur. Mercur vine la el acasă în Fecioară, este în plină formă, trebuie un pic trezit. Luna aceasta nouă arată că dacă plantăm acum semințe pentru viitor, acestea s-ar putea să și iasă, numai că trebuie să o facem încet și bine. Asta este constelația în care se întâmplă această eclipsă, ea are ca simbol mâna, ceea ce înseamnă că a avea lucrurile în mână. Începem să ne luăm destinul în mână, pentru că Românii
probabil și cu treaba asta, cu ciclonul și cu mai multe situații care s-au ajuns la o limită în viața fiecăruia dintre noi, decidem să schimbăm ceva și să intrăm un pic mai invaziv în acele subiecte care ne deranjează. Și era și momentul, pentru că tot în ultimii ani de zile ne-a fost un pic mai complicat, stai un pic să... Gata, așa. Pentru că această eclipsă se întâmplă într-un semn de pământ, aduce cumva trezirea noastră la realitate, grija la sănătate, la alimentație, la sport, organizarea mentală a casei. E momentul odată cu această eclipsă să încercăm să facem ordine în casă, să ne aruncăm ce mai trebuie și ce nu ne mai trebuie, de fapt doar ce nu ne mai trebuie, și să ne organizăm ceea ce ne mai trebuie. E o eclipsă într-un semn de pământ, cum am mai zis, care trezirea la realitate înseamnă că nu mai merge masa mare de oameni dusă cu zahărel. Încep foarte mulți oameni să se trezească, iar asta este extraordinar, să zică, măi, dar ne-ați păcălit, ne-ați mințit, ne-ați ținut în teroare, în frică, în tot. Stai că nu e numai așa, stai că o să încerce fiecare dintre noi să facă ceea ce e mai bine pentru el și pentru familia lui, încercând să evite lucrurile negative. Să nu uităm că această constelație asta vine e o parte mai mică de 5 stele dintr-o constelație a lui Corus, ceea ce înseamnă pasărea deșteaptă, cea șmecheră care a încercat să păcălească pe Apollo. Ceea ce înseamnă că în această perioadă de timp și în următoarele 6 luni de zile au de câștigat acele persoane care nu au avut până acum șansa, dar ele știu că ele sunt, cum să zic, că sunt deștepte, că le merge mintea rapid, că sunt așa, știu când să se dea cu subiectul, știu când să se, cu cine să se pună bine, știu să țină la aparențe, știu să vorbească, știu să dea un compliment, știu să-și negocieze lucrurile și afacerile, știu să-și negocieze ceea ce merită în viață, numai până acum nu li s-a dat șansa. Și uite, acum, în sfârșit, li se dă șansa acelor oameni descurcăreți care până acum nu au avut-o. Partea bună este că prin comunicare se pot înălța oameni foarte isteți, pe de altă parte există magia acelui lucru, adică magicienii care vând impresii sau vând lucruri care nu sunt neapărat reale. Există și reversul monedei, desigur. Partea bună pentru foarte mulți oameni totuși este că intervine un foarte mare nivel de claritate în următoarea perioadă. Ce anunță soarele? Soarele în această eclipsă, pentru că este prins între lună, mercur și nodul sud, arată căderea unui rege sau unui președinte, oricum cineva la conducere foarte important. Sau o tendință foarte mare de a se năbuși, de a se pune jos cineva din fie că e Trump și uite, tot încearcă să-l asasineze, fie că asta e regina... Asta voiam să întreb, Roxana, e la nivel global undeva sau la nivel foarte mare? La nivel foarte mare, foarte mare. România vine pe politică, vine pe căderea anumitor... Fii atent, ți-a zis și dinainte de criza sănătății care a urmat și ce... că s-ar putea să descopere în spitale niște lucruri, niște nereguli, mai și nici nu durați o lună, nu știu dacă a durat o lună, și a ieșit mare scandal cu ce s-a întâmplat la spitalul respectiv. Uite, la Pantelimon, acum, eclipsa aceasta vine pentru România pe casa 5-a, adică organizații foarte mari. Tot ceea ce ține și de politică, dar și de privat, la, cum să zic, la acele, nu clădiri, acele firme, corporații enorme care sunt la noi în țară, ies la nivelul lor o mare mafie organizată. Dar nu știu dacă e vorba de organizații mari sau e vorba poate de lucruri private, spitale private sau lucruri, pentru că sunt un poate Roxana, ONG-uri, dar sunt legate cumva de sănătate, de câștigurile pe baza sănătății. Și sunt sume enorme. Păi și acolo sunt lucruri legate în politică, Arafat, sănătate. Și, măi, dar vezi că în următoarele 6 luni îți cade de sus toată treaba asta. E un lucru ar fi și momentul. Ar fi și momentul, că e același din pandemia, același om. Așteptăm să cadă, că a făcut prea multe nenorociri acolo.
Știm la cine ne referim. Da, da, da. Da, da, unde tot jos. Da. Lasă că vine perioada următoare și această eclipsă. Fix, pasta e chitită. Saturn abia așteaptă să facă un pas greșit. Nu e nicio problemă, pentru că oamenii atunci când se cred zei tind să facă pași greșiți, mai mult decât atunci când sunt umili și își văd de treaba lor. De aceea aș zice că nu mi-aș face foarte mare griji, că o să vină toată situația și o să se rezolve și de la sine. Îmi cer scuze, așa mi-am prins acum. Deci o să vină, o să repare și de la sine această situație. Pe de altă parte, această conjuncție mai dezlănțuie o situație karmică pentru fiecare dintre noi în parte. Jupiter aspectează această conjuncție, deci nu numai că avem patru planete într-o casă care se ceartă acolo de numai, mai vine Jupiter și zice, hai să deschidem și geamurile să vă audă și vecinii. Fix așa înseamnă o amploare a acestui eveniment. Jupiter nu vrea răul, el vrea să expună tocmai pentru această grijă, pentru această grijă față de fiecare om pe care o are în parte, el este marele benefic, dar vrea să aibă grijă totuși și de karma fiecăruia în parte și zice, în perioada mea, da, îți va fi și bine, dar vei și conștientiza consecințele faptelor tale, pentru că eu vreau să te învăț o lecție. Și mi se pare foarte interesant aspectul că de pe în jurul datei de 16 octombrie, urmează niște aspecte un pic foarte complicate. Adică soarele care pentru 30 de zile intră într-un semn de cădere. Soarele înseamnă ego-ul nostru, personalitatea noastră, imaginea noastră, persoanele publice, politica. Intră într-o cădere masivă pentru 30 de zile. Octombrie, noiembrie, pac. De la sfârșitul octombrie, parcă intră până în noiembrie. Două luni de zile complicate și pentru politică. Nu știu cum o să desfășoare alegerile astea, dar va fi jale. Și pentru politicieni și pentru cei care sunt foarte, foarte importanți și la nivel de România, dar și la nivel mondial, pentru că la Trump, de exemplu, în harta lui, dacă te uiți, vezi acolo că încearcă să-l omoare constant, adică ei nu dau, cred că, în presă de câte ori găsesc tot felul de amenințări la viața lui. De ce? Pentru că el încearcă să oprească un război, încearcă să oprească niște interese foarte mari, pentru că știu că pe el nu-l pot cumpăra, ca să vezi că el are bani. Și atunci este un pic complicată toată situația asta. Mi-e milă de el, săracul, că trebuie să stea atât de îngrijorat non-stop pentru viața lui. Sper că va fi bine, dar arată în continuare, chiar inclusiv dacă iese președinte, ceea ce eu zic de un an și ceva, că e o mare posibilitate să iasă președinte, tocmai din cauza faptului că harta lui, și datorită faptului, pardon, nu din cauza, datorită faptului că harta lui arată foarte bine în această perioadă, dar cu pericol, în continuare. Așa. Ce mai vedem la luna octombrie, Roxana, ca să trecem încet și spre zodii? Trebuie să avem un pic de grijă la sănătate. Sănătatea mamelor noastre, sănătatea taților noștri și sănătatea copiilor noștri, pentru că această eclipsă va cade pe casa 5-a. Pentru Taur, atunci înseamnă că ne duce cumva la un aspect foarte important de... Așa. Ne ducem cumva cu gândul la faptul că trebuie să ne întărim imunitatea. Fie că e vorba de un nou virus. Eu am prevăzut pandemia până înainte să întâmple și mi-a zis bărbatul meu că ce am, deci sunt așa panicată, că mă uitasem pe hartă al 2020, știi? Și am făcut și un video, atunci îl găsesc pe canalul meu de YouTube. Nu știam, nu știu să-i dau nume, dar a fost fix cum am descris-o. Acum vă zic că e un alt virus sau o altă bacterie, ceva e un patogen, care se răspândește din nou, că o fi o variantă a COVID-ului, că o fi ceva este, o să aflăm cât de curând de el, este un pic mai dur, un pic mai rău, dar nu trebuie să vă panicați, că frica omoară mai mult decât orice virus. Adică dacă vă întăriți sistemul de imunitar și aveți grijă în funcție de sănătatea voastră, de medicamentele pe care le luați, să vedeți ce vitamine puteți lua și așa mai departe, eu zic că o să fiți bine și important e că vibrația înaltă și gândirea pozitivă, nimic nu poate da jos. Dar vibrația slabă și gândirea negativă este foarte ușor destabilizat. O persoană, dacă se uită urât la tine, te-ai destabilizat total. Dar dacă ești bine, poți să uite oricine, inclusiv un virus la tine, o să treci cu bine peste.
Așa, Venus aduce foarte mulți oameni bogați în perioada sărbătorilor următoare, care vor fi extraordinar de buni și de darnici, pentru că, cum ai zis tu, cred că Jesse, vin multe ONG-uri și nu știu ce și vor să... o explozie de caritate falsă, de altfel. Dar partea bună e că totuși mulți oameni neprivilegiați vor beneficia de acest lucru, așa că Doamne ajută. De primit, primiți. De ce nu? Foarte mulți oameni vindecători ies acum cumva să facă mai bine. Va fi cumva poate mondialul ceva pentru drepturile animalelor sau ceva legat de animale. Sper să nu mai apară vreunul ceva de animale, dar se va lupta cumva pentru a echilibra ceva pentru animale și pentru necuvântătoare. Așa, mare grijă la cei care au o tendință spre consumul de droguri sau de alcool sau de orice fel drog. Nu exagerați, pentru că tendința aceasta în următoarele 6 luni este de a crește din punct de vedere vibrațional, iar creșterea vibrațională nu consuma. Exact. Noi, bine, mă gândeam la alcool sau la țigări, să nu exagerați doar așa. Bine, la droguri nu consumați, nu sunt bune, distrug o viață, iar viața e atât de frumoasă și atât de sensibilă și prețioasă. Numai că ai de ales. Tot timpul în viața ai de ales. Și trebuie să alegi tot timpul ceea ce te face fericit pe tine, dar drogurile nu fac fericirea. Fericirea vine din propria persoană. Din interior, exact. Grijă la finanțe, pentru că în a doua parte a lunii octombrie putem să cheltuim mult mai mult decât în mod normal, ceea ce ne face un pic mai... așa. Va fi o iară un pic complicată financiar. Vor apărea tot felul de facturi. Surpriză! Asta e partea proastă pentru fiecare dintre noi, după al său nume, încercați să nu cheltuiți foarte mult, că apar facturi surpriză non-stop. Dacă e un factor surpriză al lunii octombrie, sunt facturile. Deci, cheltuielile surpriză la fiecare pas. Așa. Încercați să nu vă comportați ca niște copii, pentru că Mercur deocamdată este în casa copiilor în această eclipsă, iar în următoarea perioadă ne face să fim un pic mai copilăroși, să ne supărăm mai copii, ca niște copii, să ne enervăm ca niște copii mai rapid, dar pe de altă parte încercați să vă bucurați ca niște copii de tot ceea ce aveți, de tot ceea ce puteți și să fiți prezenți aici acum în viața voastră. Hai să vedem, Jessica, ziceai de zodii. Da, zodiile în luna octombrie, să vedem cum o să se simtă Roxana. Așa, vorbim de berbec. Da. Eclipsa creează... Băi, iar pierd vocea. Vezi că Mercur e jucăuș acum. Așa, eclipsa creează conflicte sau scoate situații care trebuie înfruntate cumva, deși le-ați ignorat. Poate în ultimul an, poate în ultimele câteva luni de zile, ideea este că ați cam ignorat de a vedea anumite situații și a zis, lasă că trece, lasă că facem. Și uite cum această perioadă fix vă aduce acest aspect ca să-l rezolvați, că e vorba de casă, de mașină, de ceva legat de sufletul vostru, trebuie să rezolvați anumite probleme din trecut. Grijă la anturajele care nu sunt pozitive pentru voi, adică dacă știți că anumite persoane sunt invidioase, sunt geloase, vedeți că bârfesc alți oameni, stați deoparte, vedeți-vă de treaba voastră. În această perioadă nu e bine să intrați în cârdășie cu asemenea oameni. Va trebui să începeți să faceți ceea ce nu ați făcut niciodată unii dintre voi. Adică, nu știu, un proiect nou, poate să căutați un job nou, poate să faceți bani din alte surse, să fiți mai creativi, să vă deschideți un cont de YouTube, nu știu, de TikTok, eu știu, fiecare după al său nume va trebui să facă în luna octombrie ceva ce nu a mai făcut niciodată. Nu cheltuiesc decât cu foarte mare atenție, dragi berbeci, în următoarea perioadă, pentru că aspectele sunt complicate. La Taur, Jupiter vă dă o protecție providențială în prima casă, dar cum am zis și mai devreme, Jupiter înseamnă și greutate energetică și emoțională. A fi cu marele benefic înseamnă că trebuie să te ridici la acel nivel spiritual în care să nu te mai gândești la viitor, să nu mai te gândești la trecut și să încerci să te menții în echilibru aici și acum în viața ta și să lași din acele probleme divinului, universului, să vezi că el știe poate mai bine cum să le rezolve decât o faci tu. Așa, când vorbim de carieră, se fac progrese încete pentru că aveți Saturn acolo, depinde de stadiul în care sunteți acum, dacă sunteți la început de carieră, dacă sunteți la sfârșit, dacă vreți să vă căutați ceva, dacă vreți să, nu știu, să începeți un nou proiect. În funcție de asta, de unde sunteți voi, nu contează, ideea este că ceva se întâmplă acolo și Saturn vă dă o lecție mai grea, tocmai ca să deschideți ochii
și să ziceți, haideți să începem altceva, hai să ne facem curajul, hai să vedem. E o perioadă bună pentru că Saturn nu lasă nimic să se întâmple la voia întâmplării. Adică și atunci când sunteți chiar hotărâți să faceți ceva, chiar vă va ajuta acest aspect. Situațiile care se încing repede, se fierbântă repede din cauza lui Marte, pot apărea foarte rapid, sunt foarte multe așteptări pe care le aveți, dragi tauri, la propria persoană și ar trebui să le mai luați un pic mai ușor. N-are sens să vă agitați atât de mult. Marte tot tinde să vă, cum să zic, să vă forțeze încrederea și în propria persoană, încrederea în propria persoană, așa. Și e foarte important să nu lăsați acest aspect să întâmple. Trebuie comunicat corect, nu mai scoateți trecutul, reparați prezentul. Așa. La finanțe sunt stabile, cu potențial de creștere. La Gemeni, Rahu în casa 10 vă împinge în această perioadă să faceți abordări noi la locul de muncă. Jupiter în casa 12 sugerează explorarea oportunităților în străinătate sau în domenii neconvenționale. Sau arată că trebuie să renunțați poate la o relație, dacă sunteți femeie, sau la o prietenie, sau la un parteneriat de afaceri, dacă sunteți bărbați. Poate e momentul să vă gândiți la noi începuturi, dragi gemeni. Debilitarea lui Marte după data de 20 octombrie poate încetini avansul vostru, așa că pentru cam 20-30 de zile, așa că dacă aveți ceva de făcut, faceți în prima parte a lunii octombrie, după aceea încercați, nu știu, să vă odihniți mai mult sau să nu faceți activități care solicită un nou început. Sănătatea este în general bună, dar evitați efortul excesiv. La finanțe trebuie să fiți și voi atenți pentru că nu e momentul să investiți bani speculativ. Dacă nu i-ați investit în cripto, de exemplu, până în acest moment sau în bursă sau după această eclipsă nici nu mai are sens să faceți acest lucru. Adică luați-o așa cum este. La Leu, cariera pentru Leu arată interesant pentru că are Marele Jupiter în casa 10, ceea ce înseamnă că își reevaluează căile profesionale. Așa? Leu încep să se organizeze diferit din punct de vedere al carierei, luând în considerare obiectivele pe termen lung. Marte, totuși, după 20 octombrie, poate aduce cheltuieli foarte mari sau neprevăzute legate de anumite călătorii pe care trebuie să le facă sau de dezvoltarea profesională, că trebuie să-și obțină anumite diplome sau anumite certificări și atunci ei vor trebui să investească un pic mai mult în acest sector. În prima jumătate a lunii este favorabilă pentru finanțe, dar în a doua încercați să fiți să aveți grijă, să fiți preventivi. Așa, la Fecioară, vorbim de o lună productivă în față, eclipsa de pe 2 octombrie se întâmplă chiar în semnul lor zodiacal, ceea ce cumva le dă un boost de energie până pe 10 octombrie, le îmbunătățește abilitățile de comunicare, știu să-și negocieze mai bine și trebuie să profite de această eclipsă, mai ales dacă vor să-și facă un propriu business, un business propriu, așa, sau vor să negocieze anumite contracte. În această perioadă e foarte bine pentru acest semn zodiacal să facă lucruri noi, să iasă din zona de confort. Așa, sănătatea este și ea satisfăcătoare, oarecum există nevoia de un echilibru între viața personală și viața profesională, pentru că fecioarele tind să exagereze în această perioadă și de aici trebuie să aibă mai multă grijă. La balanță vorbim de o perioadă favorabilă pentru a avansa în carieră. Marte intră în casa lor a 10-a sau cel puțin până pe 20 octombrie sau în jurul datei de 20 octombrie. Sporește ambiția și determinarea balanțelor. Trebuie să fie atenți la politica de birou și să se concentreze mai mult pe obiectivele personale. Pe de altă parte, balanțele pot să aibă parte de o stabilitate financiară în această perioadă, să meargă lucrurile lejer. Totuși, este foarte important să nu cheltuiască pe ceea ce le sclipește ochiul așa la orice secundă. Mai pot veni anumite câștiguri prin diferite surse extra, dar pentru că micul benefic este de partea lor totuși aici, dar să nu exagereze la nimic, adică să o țină în echilibru, promovarea și avansarea vine pe carieră sau acolo ceva crește. Fie că e vorba de salariu, rangul, statutul și așa mai departe. La Scorpion vorbim de faptul că
această lună, octombrie, pare destul de promițătoare. Venus intră în casa lor a 12-a, ceea ce poate să aducă anumite provocări în relațiile profesionale, personale, anumite relații cu femeile, de exemplu, dacă sunt scorpioance, relațiile cu femeile sunt un pic complicate în această perioadă sau pot să fie foarte spirituale. O prietenă a unei scorpioance sau un grup de prietene a unei scorpioance pot să încerce această persoană doar pentru faptul că au o lecție karmică împreună pe care trebuie să și-o plătească în această viață. Scorpioane trebuie să rămână calmi. Dacă sunt bărbați, vine vorba de sectorul soției din viața lor, care vine pe casa 12-a, iar soția din viața lor poate să aibă nevoie de atenția lor sau poate să cheltuiască mai mult în această perioadă sau să aibă nevoie mai mult de scorpionul bărbat să fie acolo lângă ei, lângă ea, pardon, și să aibă grijă cumva de ea. E o încercare a scorpionului în această perioadă pe care trebuie să o ducă, dar până la urmă va trece totul cu bine. Să rămână cu picioarele pe pământ și să evite schimbările semnificative la locul de muncă, că nu este momentul. Sănătatea necesită o atenție, mai ales după 20 octombrie, așa că trebuie să vă lucrați și voi sistemul imunitar. Finanțele sunt posibile, în special prin parteneriate, fiți precauți cu investiții după mijlocul lunii pentru a preveni pierderile. Așa, la săgetător, vorbim de o excelentă perioadă pentru creșterea în carieră. Jupiter va retrograda din această lună în casa a șasea lor, săgetătorilor, ceea ce va îmbunătăți etica muncii și oportunitățile acestora. Soarele în casa a 10-a până pe 16 octombrie aduce recunoaștere pentru săgetători. Trebuie să profite pentru că cel puțin 3 sferturi din lună încă le este bine. După 20 octombrie, așa, lucrurile se vor mai îngreuna, nu înrăutăți, din cauza lui Marte, care schimbă semnul, va intra în rac și de la această intrare a lui Marte în rac, în a doua parte a lunii, pe sfârșitul lunii octombrie, îi va fi un pic complicat și în tot ceea ce ține de războaie mondial și în tot ceea ce ține de discuții și de certuri și de politică și așa mai departe, dar și personal pentru săgetători. Așa că ideea este să profite până în acel moment și după aia să încerce să nu facă nimic important sau nimic, să nu semneze nimic, să își lase pentru luna noiembrie restul problemelor de rezolvat. La Capricorn se așteaptă dezvoltări promițătoare în carieră. Capricornii nu sunt greu de mișcat. Tocmai de aceea Saturn în ultima perioadă este posibil să le fi dat niște încercări mai complicate, tocmai ca să îi miște din loc, pentru că o piatră mică se mișcă atunci când îi dai un bobârnac, iar o piatră grea se mișcă atunci când aduci un aparat de mare greutate și începi să o împingi. Fix așa e și cu Capricornii. Capricornii se mișcă greu, dar au nevoie de niște impulsuri mai mari care se împingă să facă anumite schimbări. E, acum a venit această perioadă, Capricornii au trecut prin foarte multe încercări, dar în sfârșit se îmbunătățesc câștigurile, mai ales în viața celor capricorni care s-au gândit că gata, trebuie să schimb ceva profesional. Gata, e momentul să încep ceva. Venus în casa 12-a după 12 octombrie îmbunătățește anumite câștiguri. Marte în casa 7-a poate provoca anumite discuții la locul de muncă. Poate și din cauza acestor locuri, discuții, pardon, de la locul de muncă, Capricorn să se motiveze. Ideea este că comunicarea este esențială, trebuie să fie punct ochit, punct lovit, să nu se lase influențați emoțional sau, să nu se lase secați emoțional, energetic de șef, de colaborator și așa mai departe, să se țină pe poziție și să gândească logic, pentru că tot timpul există o modalitate de a rezolva problema, chiar dacă situația poate nu ne convine pe moment. Tot timpul există o rezolvare. Așa, la Vărsător, o lună mixă din punct de vedere profesional, Saturn în casa a întâia, aduce concentrare, dar poate prezenta și obstacole. Mă uitam aici că Venus intră în casa 10 pentru el din 12 octombrie și îmbunătățește anumite perspective de carieră. Ok, mici, poate nu sunt foarte mari oportunitățile,
dar sunt mici și bune. Trebuie să rămâneți răbdători și perseverenți, dragi vărsători, iar la pești se ridică un progres constant de către astre. Astrele indică acest progres, retrogradarea lui Jupiter în casa 3-a încurajează dezvoltarea abilităților. Marte în casa 5-a, după 20 octombrie, îmbunătățește creativitatea, concentrează-te pe rafinarea talentelor tale. Lucrează, drag nativ, din zodia pești, pe ceea ce ai tu mai bun, pe ce ești tu talentat, pe ce ți-ai dorit tu să faci, pentru că e o perioadă bună să ieși în evidență. Așa. Roxana, îți mulțumim frumos pentru previziuni. Trecem și la partea de răspuns la întrebările. A, uite, este fetița ta, pe care, nu știu dacă pe ea ai sărbătorit-o ieri. Da? O scuzim atunci. O scuzim. Ne-am bucurat să o vedem. Roxana, trecem și la întrebări. Nu te emoționa. Avem aici o ascultătoare pe numele său Cristina Baboi, născută pe 19.06.1989 la Șerbănești, județul Olt. Ora este aproximativ 19 și își dorește să știe dacă va rămâne însărcinată în curând cu bebelușul cu numărul 2, pentru că, din câte înțelegem, mai are un copilaș și vedem și în poza ei de pe Facebook că are un copilaș deja și probabil că și își dorește. Bine, nu personal, dar cred că și-am mai făcut astrogramă pentru primul copil, dacă mă gândesc mai bine. Cred că o știu. Nu sunt sigură. Poate confund numele, dar cred că te știu, Cristina. Dacă nu, ne uităm, adică nu-i problemă. Așa, 19 iunie, mai zis? Iunie 1989. Am rămas fără voce astăzi, îmi cer scuze de mai multe ori, n-am ce să... E vreme. E ciclonul, Ashley. Da. De vine, și eu am. Mi-a rucit vremea. Zic că și eu am pățit, dar mă mir că n-am rămas acum în emisiune fără voce. Uite, astrele au ținut. M-ați lăsat pe mine. Da. De aia n-ai rămas cu fi. Așa, hai să vedem. Așa, ne întâlnă Scorpion, 19... Deci, stai. 19 iunie, 89, la Șerbănești, deci o altă aproximativ 19 dimineața. Ok. Vreau să vă menționez de la început că ascendentul pe care voi îl cunoașteți din astrologia europeană nu are nicio legătură cu cel vedic. De ce? Pentru că, încă o dată, repet, noi folosim adevărata poziție pe cer și poza cerului în momentul în care tu te-ai născut. Dacă nu știi ora, punem ora 12 fix la amiază, există această oră universală cumva pentru cei care nu își cunosc ora, nicio problemă, foarte bine funcționează, unde dă un pic. Eroare, anumite evenimente se întâmplă până la 6 luni, un an diferență. Ce vă zic aici e, ori dacă nu s-a întâmplat în acest moment sau nu s-a întâmplat până acum, nu vă faceți griji, să va întâmpla în viitor. Așa că de copilaș 14 ani. Da, nu, dar zic în general la tot ceea ce urmează să vă zic aici, orice, dacă ascultați foarte bine la tot ceea ce vă zic, pentru că dacă nu se întâmplă aici, se întâmplă în viitor. Am 14 ani de când fac astrograme și astrologie și previziuni, atât în presă cât și pe pagina mea. Nu mai am timp să postez atât de des, dar promit că voi încerca să revin foarte mult și pe TikTok și pe Instagram. Puteți să mă urmăriți acolo, puteți să-mi dați mesaj, astrograme private, facem doar privat. Acum răspundem lui Cristina Baboi în funcție de în funcție de întrebarea ei legată de copil. Hai să vedem. Pac. Da. Stai o secundă. Ok. Da, întrebarea mea ar fi următoarea. Dacă are o problemă la serviciu, pentru că ceva de la serviciu o ține parcă sau un subiect, o discuție la serviciu, ceva legat de comunicare de la serviciu, ceva legat de stresul poate de la serviciu. O ține să nu...
și-l dorească, dar ceva să o îngrijoreze. Nu știu ce o îngrijorează, dar o îngrijorează ceva de carieră. Și acest copil poate să nu vină și din această cauză, să se simtă cumva frustrat, să zică, măi, eu vin, dar totuși dacă tu ai și alte priorități în afară de mine în acest, sau ceva în genul ăsta, hotărăște-te ce vrei. Ceva cam așa îmi zice aspectul. Are marele benefic pe harta ei. Ia stai o secundă. Stai un pic. Vreau să văd cât durează, că urmează perioada nodului sud. Pentru ea, nodul sud înseamnă karmă din viața anterioară și urmează la ea în această perioadă, în 24 noiembrie 2024, 24 iunie 2025, și vine, o secundă, doar pe un aspect mă mai uit, și pe carieră. Să-și rezolve încă următoarea jumătate de an tot ce are de rezolvat, tot ce are de... poate mai are un studiu de făcut, poate mai are ceva de pus la, cum să zic, la punct pe sectorul acesta carierei și după aceea, sau pe ce și-ar dori ea poate să facă în viitor, și după aceea se poate gândi și la copil. Dar deocamdată trebuie să rezolve acea problemă care o nemulțumește. Există ceva ce o nemulțumește și trebuie să rezolve acel lucru, pentru că acel lucru reprezintă blocajul principal. După ce tu ai lucrat la acel blocaj, după aceea poți să vezi harta din nou și să vezi exact cum, ce ți mai arată. Hărțile, o să vezi că ai fi surprinsă, să vezi că odată la ceva timp se schimbă tot timpul. Nu harta nașterii, hărțile celelalte a evoluției tale. Tot timpul a maturității, așa, tot timpul se schimbă în funcție de cum tu, ca persoană matură, te-ai deblocat. Că trecem mai departe. Știu, mă uit, deja pun deja, să știi. Am deja înțeles. Deja pun următoarele date. În același... Stai. 14:30. Da, deci trecem acum la următoarea ascultătoare care ne-a scris pe YouTube, se numește Emilia, născută pe 20 septembrie 1963, la Târnăveni, județul Mureș, ora 14:30, și doamna Emilia dorește să știe dacă există vreun eveniment major până la sfârșitul anului care merită menționat de către tine, Roxana, și ne mulțumește anticipat. Eveniment major pentru harta ei. Da. Discutăm. Pentru că eu mă uit doar pe harta ei. Dacă, nu știu, se căsătorește copilul, de exemplu, sau se întâmplă, nu știu, altcineva din harta, în viața ei are, s-ar putea să nu apară. Aceste evenimente din viața altor persoane apar doar în momentul care, pentru că de multe ori când ne referim din viața noastră, ne referim la persoanele cei mai dragi nouă. Și vreau să fac această diferență foarte mare, pentru că uneori apare în harta noastră, dar uneori, pentru că nu ne impactează cursul vieții noastre, nu apare. Doar în momentul în care ne impactează cursul vieții noastre, apare un eveniment important. Iar dacă e vorba de a pierde pe cineva drag, eu nu am voie să vă spun. Vă spun înainte. Pot să vă spun, dar să vedem ce poate ne spui la Emilia, totuși. Oare. Ceva legat de tatăl său, dacă mai este printre noi, sau dacă nu mai este printre noi, sunt niște lucruri care vin din trecut, fie că sunt moștenite, fie că vine de la tata, ceva de la tata. Eclipsa cade în casa carierei pentru ea, activând Mercurul ăsta, numai că partea proastă e că Mercur e retrograd. Iar când Mercur retrograd, cel mai bine funcționează în perioadele lui Mercur retrograd. Dar când activăm Mercurul, deci Mercurul natal este retrograd, Soarele natal este în Fecioară, vin Soarele actual și conjuncția, eclipsa asta, vine fix cu Mercur, Soare, fix în același semn unde le are ea pe carieră. E un pic complicat, trebuie făcută o schimbare, dar trebuie să-și aducă aminte de ceva legat de tată, sau e o lecție a tatălui aici. A relației cu tatăl, nu știu nimic, nu pot să o întreb din păcate, că aș putea să-mi clarific ideea mult mai mult. Dar e ceva legat de job? Sau e ceva, dar e legat de job, legat cu o lecție karmică a tatălui. Nu știu dacă trăiește, dacă nu trăiește, că aș intra mai multe în detalii, dar e ceva ce se întâmplă la ea, pe carieră, sau pe, are o vârstă respectabilă, deci poți să... Are o vârstă, da, respectabilă, și cam greu vine să cred că
tatăl, că tatăl mai este mai... în viață, da. Atunci să-și aduc aminte niște lecții pe care tatăl a învățat-o când eram mică. Despre asta e vorba, despre anumite blocaje, poate, sau frustrări, poate, a relației cu tatăl, dar vin anumite lucruri din trecut și se aplică în acest moment anumite lucruri care trebuiau clarificate sau trebuiau înțelese, sau anumite lecții sau anumite învățăminte, ceva trebuie legat de tată să fie acum pus la punct, fie că e vorba poate de moștenire, niște acte, sau pur și simplu de o lecție din partea tatălui. Sau pur și simplu se fac nu știu câți ani și va trebui să dea un pic de pomană pentru el, dacă nu mai este în viață, să dea de pomană pentru el duminica. Așa, nu sâmbătă, pentru că e ziua soarelui duminica și ziua tatălui. Așa. Trecem mai departe. Trecem mai departe la următoarea ascultătoare, care se numește Elena. Este născută pe 21 octombrie 1987 la ora 14:45 la Galați și își dorește Elena să știe mai multe despre unde își va găsi locul. Probabil că nu își găsește locul și poate că vrea să se mute din țară. Chiar asta ne și întreabă, dacă este benefic pentru mine să plec din România. O întrebare bună, pentru că nu pentru toți oamenii este benefic acest lucru să părăsească țara de baștină. Uite, de exemplu... Nu pentru toți oamenii este benefic să stai, da. Da, și nu pentru toți oamenii, pentru toți oamenii e benefic să stai. Uite, din câte știu eu și analizele pe care mi le-au mai făcut diversi invitați, mi s-a spus clar că dacă aș pleca din România, n-aș mai avea succes în nimic, sunt făcută să stau aici. Uite, e un... Dar nu mai știu ce ți-am zis. Ți-am zis asta? Cred că în legătură cu asta, nu. Această informație mi-a spus-o Georgiana Sâmbotin, o altă invitată. Lasă că dacă e, te luăm și pe tine la direct și gata. Gata, te sunt după emisiune, că telefonul deschid. Dar să vedem minte că știu eu, într-adevăr, că tu crezi că... Ce ascendent în RAC? Nu, ascendentul în... Nu știu, în astrologie vedică nu mai țin minte. În fine, hai. Ne uităm la sfârșit. Da, bine. Dar, într-adevăr, știu că la fel, vorba ta, mi-aduc aminte de acest aspect la tine, că nici tu nu... Deși ai familie în America, adică nu-i faci și cum ești legată neapărat de România. Așa, ascendent în Capricorn, Elena, soarele, personalitatea în balanță, Mercur în balanță, Venus în balanță, exaltare, ok. Nodul Sud cu Marte și cu Luna în Fecioară. Wow, și pentru tine e o perioadă foarte interesantă și încep acum la această eclipsă. Vai de cap, așa mi-aș dori să mă pot uita la toată lumea să văd unde pică eclipsa asta pentru fiecare, pentru că aici aduce o schimbare enormă. De exemplu, pentru Elena, aduce o schimbare legată, într-adevăr, de casa străinătății și de casa carierei. Dar ea nu este făcută să trăiască în străinătate, este făcută să lucreze cu străinătatea. Adică merge acolo, îți place ceva, aduci un produs în România, de exemplu, sau merge acolo, înveți ceva. Aduci ceva în România. Tu tot timpul te întorci în România. Dar ideea este că străinătatea este foarte importantă pentru că trebuie să mergi în acea țară în care simți că sufletul te cheamă. Iar ca să îți asculți sufletul, asta e valabil general valabil. Să îți asculți sufletul, trebuie să-ți faci mintea să tacă. Și cum îți faci mintea să tacă? Începi să faci un pic de exerciții de meditație în fiecare zi. Începi în fiecare zi, 2 minute îți iei timp, sau 5 minute ar fi super, să efectiv te uiți la un obiect și îl analizezi și îți lași subconștientul să iasă în afară și după aia închizi ochii și încerci să-ți imaginezi acel exercițiu, este exercițiul cel mai simplu de meditație pe care poți să-l faci, să lași subconștientul să iasă în evidență și o să vezi, dacă faci o săptămână, 5 minute acest exercițiu pe zi, ce scoți pe gură? Nu îți vine să crezi ce scoți pe gură. De unde aveai tu toate informațiile astea? De unde știai tu toate lucrurile astea? Nu aveți nimic de pierdut dacă îl încercați 5 zile. Să vedeți ce potențial din voi este dacă încercați acest minim exercițiu de
de meditație. La tine, tu trebuie să-ți asculti sufletul, să, în ce țară ai fi atrasă, să mergi, să o vizitezi, să înveți ceva acolo și de acolo să aduci ceva, un proiect acasă. Nu ți este ușor? Nu, dar când vrei, tu poți. Iar perioada lui Jupiter retrograd, pentru că urmează oricum Jupiter retrograd în general, urmează să retrogradeze acum în octombrie, iar pentru tine tu ai Jupiter retrograd pe care adică tu ești foarte, foarte bine oricum, pentru că planetele, oamenii care au planetele retrograde se simt foarte bine când trec prin perioade cu planete retrograde, de exemplu când Mercur retrograd și așa mai departe, dacă ai harta personală, pentru tine e extraordinar, că te-ai obișnuit, ai trăit toată viața cu el. Mai rău e pentru cei care nu sunt obișnuiți. Așa, zi-mi care, ce mă întrebai cândva... Stai că asta e... Da, am trecut la următoarea întrebare. Trecem la următoarea ascultătoare. Da, am zis deja, gata, hai. Bun. Avem un mesaj care a venit pe numărul de telefon al radioului, dacă ne mai ascultă, Alexandra. Mm-hmm. Pe data de 27 martie este născută, 1992, ora 6 dimineața, la Tulcea, și își dorește să știe când va avea copii, dacă poți să spui astfel de lucruri, Roxana, pentru că dacă poți să spui, te sun și eu după emisiune. Glumesc, oricum te sun. Poți să spui, nu poți să spui, nu te-ai liniștit, oricum te sun. Bun. Ia să vedem. Vedeți? Deci cei care... Ia, stai 6 dimineața Tulcea. Da, cum să nu poți să vezi? Singura... Wow. Foarte singurul interesant. Lucru pe care nu poți să-l vezi legat de copii, atunci când te uiți la o singură hartă, e să vezi dacă partenerul sau partenera de viață ar avea ceva probleme. O să vezi o întârziere, de exemplu, dar problema la propriu, cum să zic, o vezi doar din harta partenerului de viață. Interesant. Așa, hai să vedem. Hai să vedem. Pam, pam, pam. Ascendent în pești, Mercur în pești, Soarele în pești, Nodul Nord în săgetător, Gândirea în săgetător. Pardon, da. Și acum întrebarea este următoarea. Când voi avea copii? O secundă. La harta nașterii nu există probleme. Și asta e frumusețea astrologie vedice pe care eu o practic, pentru că există foarte multe hărți. Un număr de 20 și ceva de hărți. Eu lucrez pe câteva, pe vreo 3-4, mă uit. Hai să zicem mai mult și la 5-a. Dar încerc să iau, ea disecă harta unui om la milimetru, știi? Ia un semn zodiacal, împarte în 3, după aia îl împarte în 4 și după aia merge și mai profund. Adică nu doar iei un grad, la Saturn la nu știu ce grad era când te-ai născut, îi luăm mai în profunzime. Și asta e frumos, că lucrăm pe multe hărți și vezi cum evoluează. Iau prima hartă, ea nu are o problemă, Alexandra, la copii. În schimb, are un aspect de Mercur retrograd în prima casă, ceea ce înseamnă că trebuie să lucreze cu propriile frici foarte tare, pentru că tinde să citească foarte multe sau să asculte foarte multe lucruri și trebuie să-și facă o curățare energetică, pentru că nu știu dacă vin de pe partea tatălui aceste blocaje sau aceste frici. Dacă vine din relația cu tatăl, dacă vine ceva e de pe tată și e ceva spiritual. Să se gândească la ce vine acolo, să se ierte, să se curețe și la revedere, pusi și la gară. Nu mai sta și nu mai trăi în acele sentimente, nu mai trăi în ceea ce nu te ajută să evoluezi sau nu te ține la o vibrație ridicată. Așa. Pa, pam, pam. Stai să mă mai fac un aspect. Ea are o lecție foarte mare și spirituală, energetică, spirituală. Este o vibrație înaltă, Alexandra. Este complicat când ești o vibrație înaltă să încerci să te adaptezi pe o planetă care are o vibrație nu foarte înaltă. Și aici, pentru ea, ajustarea e un pic complicată. Dar, poate, are o gândire și o parte emoțională care vede dincolo, o conexiune cu divinul foarte mare, dar pe care încearcă să o abordeze și să o ia jap, jap, jap. Și nu așa funcționează. Ai o conexiune așa, ai harul ăsta cu divinul și tu știi că ai un har de la Dumnezeu, dragă Alexandra, nu-l mai lua jap, jap, repede.
ușor, cu răbdare, cu empatie, găsește-ți puterea, găsește-ți energia din mâini, să vezi că este foarte creatoare și foarte bună. Tu dacă îți conectezi palmele cu mintea, poți să creezi ceva incredibil și să devii un vindecător foarte bun, de exemplu. Așa, de ce? Zărahul Saturn. Pentru că nu știu ce blocaj ai tu pe carieră și parcă nu vrea să vină tu copilul ăsta, un blocaj la propriu la tine nu este, numai trebuie să te gândești cum îți afectează cariera, viața, dacă lucrezi, dacă nu lucrezi și în ce condiții, pentru că e mult prea multă aglomerație. Nu am timp, din păcate, aici când mă ceartă Jessie, să mă apuc să fac total dezbaterea ta, hărții tale, pardon, numai că sunt mai multe așa adunate ca blocaje și deocamdată încă e Saturn acolo, încă zice, lucrează la aspectele astea și va veni. Se lasă loc de să fie și cum vrei tu, nu e blocată harta, dar probabil, nu știu, trebuie verificat și partenerul, ceva trebuie lucrat acolo. Dar se poate, asta e, n-ai un blocaj total, dar se poate. Bun. Roxana, avem aici o adevărată, cum să zic, un comentariu mai complicat. Deci sunt toți și soție și vor să știe dacă să și acasă împreună. Eventual, dacă nu poți să faci la amândoi deodată, mă gândesc, facem la unul dintre ei, nu? E o provocare. Și ia casa pe numele lui. Păi își iau casa pe același nume. Adică pe numele amândurora. Sunt căsătoriți, da. Păi atunci la cine ne uităm? La cine ne uităm? La el sau la el? La el, așa. Așa. Bun, deci avem aici o soție. Nu vedem la el ceva care trebuie. 14 august, ia uite un leu. Fete și ne și ascultă aici, e ochi și urechi. Hai să vedem. Bine, probabil că soția a trimis datele, dar... Că vedem că preponderent avem doamne în comentarii și de asta. Nu zic că domnii nu ne ascultă, cu siguranță. Ne ascultă, văd aici, uite, încă doi domni. Dar eu cred că mi-e place să lucrez cu femeile conștiincioase foarte bine, pentru că astrologia în sine, dacă vrei să-ți faci astrograma, după cum vezi în lume, toți oamenii bogași, toți oamenii șmecheri a planetei au astrolog, pentru că sunt într-un contact constant. Și eu am clienți cu care lucrez constant, constant cu ei. Nu e un lucru care ți-l faci o dată la un an sau la doi ani. Oricând ai o întrebare majoră, oricând ai o problemă importantă, pac, ai scris un mesaj. Nu e la preț de consultație. Consultație ți-o faci la început și nu știu ce. Dar ideea este următoarea. E o investiție minimă în funcție de cât poți câștiga. E ca, nu știu, sănătatea ta mentală, e foarte important să știi că ești asigurat mental. Fix așa e și cu astrologul. De asta zic că e foarte important ca să știm cine suntem, cum putem lucra, care sunt perioadele bune de a face un lucru XY. Așa, revenim la domnul Mihai. Și bărbați, ziceam de bărbați că mie îmi place că lucrez cu bărbați în consultații, pentru că ei, în mod normal, dacă le spui ceva, ei execută sau le dai un sfat, ei să țin de el. Și au cele mai bune rezultate. În funcție de femei care, cel puțin un sfert dintre ele, nu se țin. Bun, hai să vedem că vine următoarea emisiune, Roxana, peste noi în 10 secunde. Și eu n-am treabă, vorbim cât vrei, doar că ne așteaptă colegul de la ora 19, că acum trebuie să intre. Și de aia te-am grăbit un pic și te-am grăbit oricum astăzi destul de mult, pentru că știam că mai facem o emisiune așa și după aceea ne trecem pe alt program, așa încât să fie mult mai multă lume. Ne mutăm miercurea. Asta da, să ne mutăm în acord cu Roxana, să ne mutăm miercurea după noi. Cred că data viitoare. Domnul Mihai, ia să vedem. Casă. Venus, Venus. A intrat în perioada micului benefic, în Gemini. Ok. E pe o casă, pe o casă a câștigurilor astea care vin mai ușor, așa. Adică poți să faci din speculații tot felul de... Stai o secundă, Saturn. Mă, poți să-și ia. Poți să-și are micul benefic, dar să înveți să-l folosească în favoarea lui pe micul ăsta benefic, pentru că, uite, Venus e în berbec, e acțiune, hai să facem, hai să dregem. Micul benefic nu prea îl simți când intri în perioada lui, dar dacă te hotărăști și zici, hai, gata, ne acționăm, da, efecte pozitive. Și durează ceva ani, așa că, dar a început de pe acum, așa că
trebuie să se adujusteze doar un pic cu această vibrație a micului benefic în harta lui. Prost nu stă cu el. Face asta? Nu stă. Face asta? În primul rând, respecti foarte mult soția și iubești foarte mult și aduci flori. Și fiecare vineri, îi aduci flori soției, de exemplu. În fiecare vineri, faci ceva, un gest frumos pentru tine. Astăzi, poate, te dai cremă pe mâini, poi mâine, doamne, în vinerea următoare, ții un parfum. În fiecare vineri încerci să faci ceva elegant, ceva frumos, ceva în favoarea lui Venus. Venus este prosperitate, este abundență, este respectul femeilor, este iubire, este lux, este orice. Și atunci, fiecare vineri, facem ceva pentru sufletul nostru și a soției noastre, domnul Mihai. Cred că o să mă pun pe soție. Cred că o să te iubească soția. Te iubim și noi, Roxana, și îți mulțumim pentru emisiunea de astăzi. Mergem chiar acum mai departe la colegul nostru Gabi Safta. Te îmbrățișăm, Roxana, îți mulțumim pentru toate informațiile care au răspuns, iată, la întrebări. Dar ne grăbim, pentru că cealaltă emisiune începe chiar acum. Vă pup, vă îmbrățișez, dragii mei, ne vedem mâine! Frumos-i numele Ana și mie mi l-a pus mai.